apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude de mulțumire aducem ție, noi, nevrednicii și păcătoși. Și că Cel ce ești minunat și prea milostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, Făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Andrei, privește către cei care se roagă către tine și cu bunătate părintească, tinde milostiva izbăvire din toate nevoile tuturor celor care cântă lui Dumnezeu. Puterea cerească, umbrând Duhul tău, ca dintr-un soare, slobozește sfinte razele darurilor către cei ce se ating de ele și tămăduiește pe toți cei bolnavi cu trupul sau cu sufletul. Vifor de ispite și furtuni de nevoi, învăluindu-ne pe noi, cu credință alergăm către Tine, Sfinte, ca prin rugăciunile Tale să le preschimbi pe toate în liniște. Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea dușmanilor, Te-a trimis la noi ca pe un apostol, ca prin Tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viață curată să ne apropiem de Dumnezeu. Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe Tine. Pentru aceasta alergăm noi la Tine. Roagă-Te împreună cu noi, pentru ca de rugăciunile Tale să se milostivească blândul Iisus și să ne dăruiască iertare și dezlegare de păcate nouă, credincioșilor și păcătoșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.